Bună ziua! Declarăm deschisă ședința de judecată. Vă rugăm, luați loc. Pentru respectarea ordinii și solemnității ședinței, vă rugăm să vă închideți telefoanele mobile. În primul rând vreau să vă întreb dacă există cauze la amânare fără discuții cu toate părțile prezente. Nu există. Pe care de consecință, doamnă Grefier, vă rog să procedați la apelul cauzelor. Sigur. Pe rol se află dosarul numărul 13.583/3/2017, având ca obiect stabilire paternitate. Apelant părât Dinu Tamara. Apelant părât Dinu Ana Maria. Prezentul personal și asistată de avocat Alexandru Dragnea, pe care o intimat reclamat Ionescu Andrei. Prezent personal și asistat de avocat Madalina Focală și Luca Dejan, tot de curând cu intervenția avocatului la dosar. Intervenient accesoriu Ionescu Emilia. Întâmpinarea și răspunsul la întâmpinare au fost depuse la dosar. Dosarul se află la primul termen în apel. Există cereri de invocat sau excepții de formulat? La onorată instanță, dorim să formăm o cerere de recuzare împotriva dumneavoastră, doamnă președinte, întemeiată pe articolul 42.13 din Codul de Procedură Civilă. Vă supunem atenție faptul că ne aflăm în posesia unor probe, respectiv fotografii, inclusiv unele postate chiar pe Facebook, din care rezultă în mod neîndoielnic existența unei relații foarte serioase pe care ați avut-o cu domnul avocat Sergiu Vasilescu, apărătorul apelantelor părâte în fața primei instanțe. Cunoaștem faptul că în prezent atât dumneavoastră cât și domnul avocat aveți relații distincte, relații din care au rezultat chiar și copii, dar cu toate acestea considerăm că imparțialitatea dumneavoastră ar putea fi afectată în soluționarea prezentului litigiu. Vă depunem și fotografie despre care am făcut cu vorbire și dovada achitării taxei de timbru în cantul de 100 de lei. Intervenientul accesoriu, aveți ceva de spus în legătură cu cererea de recuzare? Doamna președinte, susțin cererea de recuzare și formulată de avocat municipal de reclamat. Am înțeles. Apelantul? Considerăm că îndoielile pe care partea la adresă le are cu privire la imparțialitatea dumneavoastră nu sunt întemeiate, astfel nu ne încadrăm pe punctul 13 al articolului 42 alineatul 1. Cod procedură civilă, pentru a se putea solicita recuzare. O relație amoroasă avută în trecut respectiv în timpul facultății nu este un temei puternic pentru solicitarea intimațiilor reclamați, întrucât aceasta nu există și în prezent și considerăm că este greu de conceput să credem că ar exista consecințe ale încheierii acelei relații care să afecteze o judecată justă. Astfel solicităm respingerea excepției invocată de intimații reclamați. Domnule avocat? Doamnă președinte, noi propunem respingerea acestei cereri de recuzare, pentru că, deși articolul 42 vorbește despre concubini, acesta nu vorbește și despre foștii concubini. În plus, având în vedere că relația a fost îndepărtată și a trecut foarte mult timp, nu mai pot exista temeiul care să vă afecteze imparțialitatea în acest moment. Am înțeles. Eu nu înțeleg să mă abțin. Întrucât cererea de recuzare nu suspendă judecata, vom continua judecarea cauzei. Cererea dumneavoastră va fi soluționată de completul de permanență înaintea pronunțării. Există alte cereri de formulat sau excepții de invocat? Onorată instanță, dacă îmi permite, solicităm suspendarea judecății cauzei în temeiul articolului 413 alineatul 1 punctul 1 post procedură civilă. Începând prezentul litigiu depinde de soluționarea unei cauze aflate pe rolul unei alte instanțe. Astfel, având în vedere recunoașterea făcută de către domnul Michael Maila a domnului Andrei Ionescu, intimații reclamanți au introdus o acțiune prin care au solicitat desfințarea cu efect retroactiv a acestei recunoașteri, iar noi am cerut revizuirea, însă aceasta a fost respinsă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. Însă noi am declarat recurs pentru că noi considerăm că hotărârea a fost pronunțată în lipsa unui probatoriu complex și prin simpla declarație a părților. Astfel, pentru a vedea mai întâi dacă domnul Andrei Ionescu are dreptul să introducă acțiune în stabilirea paternității, trebuie să se clarifice mai întâi situația acestei recunoașteri. Așadar, solicităm suspendarea judecății cauzei până la soluționarea recursului. Înțeles, domnule avocat? Doamna
La tribunal vom admite cererea de suspendare formată de colegiile noastre, pentru că, potrivit articolului 430 alineatul 1, dacă un drept punctul 1, dacă această cauză depinde de soluționarea unui act, cauză de tot sau în parte, atunci această cauză va trebui soluționată. În speța noastră, dacă acțiunea respectivă formulată de colegiile mele va fi admisă, dreptul reclamantului de a efectua această acțiune va dispărea și, prin urmare, este evidentă legătura cu prezenta cauză. Mulțumesc. Intimatul? Onorată instanță, vă rog să respingeți ca neîntemeiată cererea de suspendare facultativă a judecății, având în vedere următoarele considerente. În primul rând, hotărârea pronunțată în cererea de revizuire, formulată nota bene abia după 10 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, se bucură de autoritate de lucru judecat relativ. De asemenea, în analiza dispozițiilor articolului 413 alineatul 1 punctul 1 din Codul de Procedură Civilă, pe lângă condiția existenței unei legături de cauzalitate dintre cele două cauze, trebuie avută în vedere și probabilitatea admiterii respectivei acțiuni. Ori, având în vedere temeiul în baza căruia a fost respinsă acțiunea, și anume ca fiind lipsită de calitate procesuală activă, întrucât acesta nu a fost parte în procesul respectiv, se conturează cu o mare probabilitate ideea că șansele de reușită a recursului sunt diminuate. Vă rog de asemenea să constatați atitudinea tergiversatoare a apelantelor și să o sancționați ca atare. Intervenientul accesoriu? Doamna președinte, susținem de asemenea respingerea cererii de suspendare pentru următoarele considerente. Într-adevăr, potrivit articolului 413 alineatul 1 punctul 1, soluția care urmează să se pronunțe în cererea de recurs are legătură cu dezlegarea cauzei prezente. Însă doresc să subliniez faptul că acest caz este unul de suspendare facultativă. Legiuitorul însuși lasă instanței posibilitatea de a aprecia necesitatea suspendării sau nu a cauzei. Dacă ne uităm la dispozițiile generale privitoare la căile de atac, vom observa că, într-o manieră foarte clară, codul de procedură civilă prevede faptul că în căile de atac nu pot fi schimbate părțile care au stat în judecată. Ori, raportându-ne la această speță, este clară intenția apelantelor părâte de a tergiversa procesul. Prin urmare, aș vrea să vă aduc la cunoștință de asemenea că instanța nu trebuie să aprecieze șansele de reușită ale recursului, ci pur și simplu apreciază dacă este necesară sau nu suspendarea cauzei. Mulțumesc. Am arătat instanța la competență. Da, vă rog. Integrăm instanței faptul că dezlegarea cauzei deduse judecății depinde de existența dreptului de care face obiectul cauzei menționate și care ar avea influența asupra soluției în cauză. Atragem atenția asupra faptului că nu s-a pus în discuție lipsa calității procesuale active sau existența acesteia, aceasta fiind de competența instanței care judecă pricina respectivă fiind lăsată la aprecierea acesteia, nici de cum la aprecierea domnului avocat. Noi am pus în vedere faptul că efectele hotărârii ce se va pronunța în cauza menționată sunt de natura a influența și soluționarea cauzei de față. Iar în privința susținerii domnului avocat, cum că am introdus acțiunea abia după 10 ani de zile, nu poate fi apreciat din abstracto și trebuie să se țină cont de circunstanțele cauzei, de conduita părților, iar noi am considerat necesar, având în vedere interesul material pe care noi considerăm că l-a justificat în orice reacție. Înțeles, domnule avocat, aveți ceva de adăugat? Instanța deliberând, respinge cererea de suspendare facultativă în temeiul articolului 413 alineatul 1 punctul 1, deoarece consideră că că nu este necesară, deoarece chestiunea aflată în dosarul care este supus revizuirii nu are o influență asupra prezentei cauze. Există alte cereri de invocat sau excepții? Onorată instanță, dacă îmi permiteți, solicităm de asemenea suspendarea facultativă a judecății în temeiul 413 alineatul 1 punctul 2, întrucât hotărârea pronunțată în primă instanță are la bază pe lângă celelalte probe administrate și mărturia dată de către directoarea Colegiului Național Spinu Haret, anume doamna Miruna Coderie. Atragem atenția că împotriva acesteia s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă reglementată în codul penal la articolul 273, astfel încât considerăm că declarația acesteia aduce o notă gravă de incertitudine asupra soluției pronunțate în primă instanță. Înțeles, domnule avocat, aveți ceva de adăugat? Da. În urmă de instanță, vă rugăm atât de suspendare, atât cum a fost cum
confirmat de colegele noastre, întrucât probatorul administrat în prima instanță a fost în Fira, iar pe baza mărturiei doamnei Miruna Puterii au fost înlăturate anumite apărări și anumite cereri și astfel fiind determinantă pentru pronunțarea puterii în prima instanță. Prin urmare, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 413 alineatul 1 punctul 1 din Codul de Procedură Civilă, acea infracțiune de mărturie mincinoasă de care este suspectată doamna Puterii, având o înlăturire hotărătoare asupra cauzei. Intimatul? Onorată instanță, vă rog să respingeți această cerere de suspendare facultativă a judecății, pentru că este adevărat că s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva doamnei Miruna Codelie, dar partea adversă a omis să vă aducă la cunoștință faptul că organele de urmărire penală au dispus clasarea acestui soluții și vă depunem în acest sens și ordonanța procurorului pe care o vom comunica și celorlalte părți. Vă rog. Intervenientul accesoriu, aveți ceva de adăugat? Da, doamna președinte. Vă rog. Solicit de asemenea respingerea cererii de suspendare. Consider că nu sunt îndeplinite, că nu este îndeplinită condiția prevăzută la articolul 413 alineatul 1.2. Soluția care ar urma să se pronunțe în procesul penal, consider că nu are o urmărire hotărătoare în prezenta cauză, deoarece, dacă ne uităm la amplul probatoriu administrat în primă instanță, acesta mărturia doamnei Miruna Puterii nu este una hotărătoare în special respectiv aceasta. Onorată instanță, apreciem faptul că partea adversă ne consideră dezinformați cu privire la ordonanța de clasare, însă trebuie să vă aducem la cunoștință că și noi am depus plângere împotriva acestei ordonanțe, iar pentru a aproba cele spuse, permiteți-mi să atașez certificatul de grefă. Nu se mai poate, îmi pare rău. Tribunalul deliberând respinge cererea de suspendare facultativă ca neîntemeiată, deoarece s-a emis ordonanța de netrimitere în judecată a doamnei Miruna Codelie, lucru rezultat și din copia certificată depusă la dosar. Există alte excepții de invocat sau cereri de formulat? Întrucât nu există, vom trece la încuvințarea probelor. Apelantul, vă rog. Onorată instanță, în dovedirea temeniciei cererii de apel, solicităm încuvințarea probei cu înscrisul noi, a probei cu martori, și menționăm faptul că am depus la dosarul cauzei rezultatul expertizei ADN, expertiză care a fost cerută și administrată pe baza asigurării de dovezi, prevăzută de articolul 359 Codul Procedură Civilă. În cadrul probei cu înscrisuri, am atașat la dosarul cauzei contracte de donație cu copii certificate pentru conformitate cu originalul în număr de 3 exemplare. Cu privire la aceste contracte, dorim să probăm că domnul Dumitru Dinu a realizat de-a lungul vieții în calitate de donator numeroase acte de caritate, atât pentru persoane fizice, dintre care amintim nepoata acestuia Ileana Dinu. După cum reiese din contract, actele de caritate au fost făcute și față de persoane juridice, și anume Instituția de Învățământ Spiru Hare, precum și Institutul Medical Marius Nasta din Pantelimon. În cadrul probei testimoniale, indicăm pentru a fi audiat în calitate de martor denumita Georgiana Cara Mihai, menajera familiei cu domiciliu în București, pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt. Relația neatinsă de familie a soților Dinu, inexistența unor probleme de ordin sentimental între cei doi soți, precum și prezența constantă a domnului Dinu în sânul familiei sale. Punem în vedere faptul că în primă instanță s-a admis proba cu expertiza ADN și aceasta urma să fie făcută într-adevăr pe cale judiciară, însă în baza răspunsului primit de la Institutul Național Medico-Legal, aceasta nu a putut fi administrată întrucât materialul biologic a fost compromis și nu putea să fie
utilizat în mod corespunzător. De aici a rezultat și necesitatea de a se reefectua această expertiză, după cum am cerut-o noi. Să vă rog să vorbiți mai repede. Vă rog, cunoaștem actele depuse la dosar. Mulțumesc. Întrucât o considerăm utilă și lămuritoare pentru soluționarea cauzei, urgența a fost justificată de faptul că fratele defunctului trebuia să plece într-o misiune militară de urgență și nu se putea amâna pentru termenul de judecată. Am înțeles. Domnule avocat, întâi cu privire la probele cerute de celălalt apelant și apoi cu privire la probele proprii. Doamna președinte, înțelegem să folosim aceleași probe ca apelantul Durești, Tamara Dinu. Mulțumesc. Intimatul. Doamna președinte, în primul rând doresc să combat cele afirmate de partea adversă sub două aspecte. Referitor la proba cu expertiza, noi ne opunem utilizării acesteia, astfel cum a fost ea propusă, cu motivarea că nu înțelegem de ce partea adversă a insistat să ceară efectuarea expertizei genetice în afara cadrului procesual, când o puteau foarte bine să o facă la prima instanță. Spun acest lucru pentru că anterior, la instanța de fond, noi am cerut efectuarea unei asemenea expertize, însă nu a fost posibilă în mod obiectiv din cauza compromiterii materialului biologic provenind de la defunct. În acest context, doamna Tamara Dinu și fica dumneaei ar fi putut cere proba atunci, iar nu în afara cadrului procesual, pe cale unilaterală, nerespectându-se în totalitate principiul contradictorialității. Doamnă președinte, noi înțelegem urgența invocată la modul general, plecarea într-o misiune secretă, însă în cazul concret, în speță, nu se poate vorbi de o urgență și de un interes real al administrării probelor pe calea asigurării de dovezi, întrucât efectuarea unei asemenea expertize se putea face și poate fi făcută oricând pe baza materialului biologic provenit de la sora clientului meu. Nu efectuarea, credem că rezultatul unei asemenea expertize, efectuată pe baza materialului biologic prelevat de la sora defunctului, este mult mai aproape de adevăr decât efectuarea unei expertize pe baza materialului biologic prelevat de la un unchi, mătușă mare, nu știu ce, rudă îndepărtat. Dorința apelantelor de a se apade la principiul nemijlocit este evidentă, întrucât acestea s-au opus vehement în primă instanță administrării probei cu expertiza ADN. Apoi au refuzat să efectueze proba pe cea mai apropiată rudă în viață și au decis să realizeze proba pe cale extrajudiciară. De asemenea, referitor la proba cu înscrisuri cerute de apelante, considerăm că aceasta este superfluă, deoarece nu îndeplinește, că aceasta nu satisface cerința concludenței prevăzută de art. 255 cod procedură civilă. Administrarea acestor înscrisuri, constând în niște contracte de donație, este inutilă, pentru că deja s-a stabilit în prima instanță faptul că domnul Dinu este o persoană generoasă, fapt pe care l-a confirmat și doamna Tamara Dinu de nenumărate ori. Cu referire la ceea ce apelantele încearcă să demonstreze prin acest mijloc de probă, nu se poate prezuma, pe baza faptului că domnul Dinu obișnuia să doneze diverse obiecte persoanelor în nevoie, că întreținerea unui copil timp de 17 ani reprezintă un simplu fapt de caritate. Vă mulțumesc. Și cu privire la probele proprii, doamna avocat? Da. În temeiul art. 250, coroborat cu art. 254 alineat 2.4 cod procedură civilă, solicităm administrarea probei testimoniale, respectiv audierea martorului Michael Maila, domiciliat în București, șoteaua Pantor numărul 33. Am înțeles, doamna avocat. Alte probe? Și mai o probă. În privința înscrisurilor, solicităm ca răspuns la raportul de expertiză depus de partea adversă, un înscris constând într-un articol de specialitate, publicat sub îndrumarea unui laborator de analize ADN acreditat conform legii. Prin acest înscris, considerăm că este util în interpretarea rezultatului expertizei genetice, efectuate în niște condiții cel puțin discutabile, cum am menționat. Am înțeles. Intervenientul accesoriu, cu privire la probele de cerute de celelalte părți și probele proprii. Doamna președinte, nu doresc să aduc completări cu privire la probele propuse de apelantele părți, însă, în virtutea independenței procesuale a intervenientului accesoriu, solicit încuvințarea probei cu înscrisuri, înscrisuri constând într-un contract de antrepriză pentru construirea imobilului în care domiciliază doamna Emilia Iosu și domnul Andrei Ionescu. Menționez faptul că am găsit la dosar înscrisul într-un număr suficient de exemplare și doresc să dovedesc prin acest înscris, în primul rând, sprijinul material.
material și substanțial pe care domnul Dumitru Liviu l-a acordat domnului Andrei Onescu, doresc de asemenea să subliniez responsabilitatea pe care domnul Dinu o asumă, o responsabilitate tipică relației tată-fiu și diferența între simple acte de caritate și responsabilitatea pe care un tată și-o asumă față de fiul său. Mulțumim frumos, doamnă avocat, apelantul cu privire la problemele. Să-mi dați cuvântul replică. Da. Cu privire la contractele propuse de către intervenientul accesoriu, faptul că manifestarea de voință a domnului Dinu a îmbrăcat o altă formulă juridică, asta nu neagă faptul că intenția sa a fost de asemenea aceea de a gratifica, așa cum am propus și noi proba conscrisuri, anume contractele de donație. Cu privire la încălcarea principiului nemijlocirii, doresc să le atrag atenția părții adverse asupra faptului că, având în vedere că asigurarea de dovezi este reglementată în codul de procedură, o derogare de la principiul nemijlocirii nu înseamnă o încălcare a principiului nemijlocirii. Iar cu privire la articolul de specialitate, consider că acesta nu poate fi luat în vedere, având în vedere faptul că dumneavoastră trebuie să apreciați proba cu expertiza extrajudiciară și nici de cum nu trebuie să vă formați opinia. Am înțeles, doamnă avocat. Mulțumim. Domnule avocat, aveți ceva de adăugat? Da, în vreo instanță. În privire la scrisurile solicitate de intervenientul accesoriu, considerăm că acestea nu sunt utile cauzei, pentru că au fost solicitate niște scrisuri similare în primă instanță și au fost administrate acea probă. Prin urmare, nu se ridice administrarea lor, aceste lucruri fiind destul de clare, din punctul de vedere instanță. În ceea ce privește opozițiile reclamantului cu privire la raportul de expertiză administrat prin asigurare de probe, vrem să vă rugăm să respingeți aceste apărări, pentru că atât încheierea prin care a fost înființată asigurarea de probe, care dovedește necesitatea acestei proceduri, cât și încheierea prin care a fost administrată această probă, se bucură de autoritatea de lucru judecat, ba mai mult, nu sunt supuse niciunei crei de atac. Prin urmare, nu pot face obiectul unor alte discuții. În ceea ce privește în scrisul cerut de către reclamant cu privire la interpretarea expertizei, apreciem că acesta are un caracter cel puțin vexatoriu, pentru că reclamantul vrea să sugereze că instanța nu poate citi concluziile unui raport de expertiză. În plus, nu este utilă soluționării acestei cauze, cât codul de procedură civilă prevede alte mijloace, în cazul în care raportul de expertiză nu este clar, cum ar fi chemarea expertului pentru a da explicații cu privire la raportul de expertiză sau efectuarea unui supliment de expertiză. Da. Mulțumim frumos, domnule avocat! Instanța deliberând asupra încuvințării probelor în temeiul articolelor 258 alineatul 1 cod procedură civilă, raportat la articolul 255 și la articolul 478 alineatul 2 cod procedură civilă, decide următoarele. În ceea ce privește proba cu expertiza ADN administrată în procedura administrării de probe, tribunalul încuvințează proba și apreciază că procedura asigurării probelor a fost făcută respectând dispozițiile legale prevăzute la articolele 359 și 362 cod procedură civilă. În ceea ce privește respectarea principiului nemijlocirii, instanța apreciază că procedura asigurării probelor este o derogare de la aceasta, permisă chiar de articolul 16, teza a doua cod procedură civilă. De asemenea, instanța în fața căreia se administrează proba se pronunță doar asupra urgenței și nu asupra utilității sau asupra admisibilității probei. De asemenea, în temeiul articolului 258 alineatul 2, instanța apreciază că această expertiză are rolul de a dovedi dacă există vreo legătură de rudenie între ruda pe linie colaterală a lui Andrei Ionescu și acesta din urmă. În legătură cu martorul Michael Maila, știu că nu este cerut prin întâmpinare, vreau să vă întreb dacă este prezent în sală. Am înțeles. Întrucât martorul Michael Maila este prezent în sală și administrarea probei nu conduce la amânarea judecății,
În temeiul articolului 254 alineatul 2.4 cod procedură civilă, instanța deliberând apreciază că proba cu martor este admisibilă și va proceda la administrarea ei. Scopul administrării acestei probe este dovedirea inexistenței legăturii de filiație dintre Michael Maila și Andrei Ionescu. În ceea ce privește martorul propus de apelanta părâtă, doamna Georgiana Cara Mihai, instanța apreciază proba ca fiind legală și verosimilă și dispune încuvințarea ei în temeiul articolului 255 alineatul 1 și 258 alineatul 1. Instanța consideră că scopul administrării acestei probe este aceea de a afla dacă, care erau relațiile de rudenie, de familie dintre Dumitru Dinu și doamna Tamara Dinu. În ceea ce privește înscrisurile propuse de părți, contractul de donație, în temeiul articolelor 255 alineatul 1 și 258 alineatul 1, instanța deliberând respinge proba, întrucât o consideră neconcludentă prin raportare la obiectul cauzei. În ceea ce privește contractul de antepriză, instanța admite proba cu înscrisuri cerută de intervenientul accesoriu. Scopul acestei probe este acela de a dovedi întreținerea domnului Dumitru Dinu către Andrei Ionescu și relațiile de familie cu defunctul. Ceea ce privește opinia medicală din articolul de specialitate, instanța deliberând admite proba cu înscrisul precizat, consideră că este legală și verosimilă, iar scopul administrării ei este aceea de a interpreta expertiza medico-legală depusă la dosar. Există alte probe de cerut sau excepții de invocat? Întrucât nu există, vom trece la administrarea probelor. Îl voi ruga pe domnul Michael Maila să iasă din sală și vom trece la audierea doamnei Cara Mihai, pe care o poftesc în față cu un act de identitate. Dar ce ați pățit, doamnă? M-a fi zbețat că te-a pescuit, mamă, nu că ne-ai mai bătut, nu-l știu. Bună, ne-ați găsit ca filme, că filme era bună aici. Vă rog frumos. Doamnă, spuneți-mi, vă rog, unde domiciliați? Pe strada Plantelor 35. Ce vârstă aveți? 50 de ani. Și unde lucrați? Sunt managerul lui doamna Tamara. Sunteți rudă sau afin cu vreuna dintre părți? Afin înseamnă dacă aveți legături de rudenie, dar nu de sânge cu vreuna dintre părți. Nu, sunt doar manager. Am înțeles. Deci vă aflați în serviciu uneia dintre părți. Ce religie sunteți? Creștin ortodox. Sunteți de acord să depuneți jurământul? Da. Vă rog frumos să puneți mâna pe Biblie și să repetați după mine. Jur că voi spune adevărul. Jur că voi spune adevărul. Și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că sunteți obligată să spuneți adevărul și în cazul în care nu o veți face, puteți fi acuzată de mărturie mincinoasă. De cât timp îi cunoașteți pe membrii familiei Dinu? A, de foarte mult. Cred că au trecut deja vreo 30 de ani. Că știu de când era anul sau de atâta și plângea tot timpul. Și cum apreciați relațiile dintre cei doi foști soți? Erau niște relații foarte bine. Ei se înțelegeau minunat. Luau în fiecare seară cina împreună, vorbeau, plecau împreună în vacanțe, își luau cadouri. Aveți cunoștință cumva despre programul pe care defunctul Dumitru Dinu îl avea la orele prânzului? Da, șeful Mitică venea mereu acasă pe la prânz, îi pregătea un ciorbică, iar mânca, după care se ducea să se culce, că era obosit, că lucra toată ziua și pe la 5 pleca din nou la serviciu. A existat vreodată o discuție între soții Dinu cu privire la o relație extraconjugală? Nu, se înțelegeau foarte bine și dacă ar fost o discuție aș fi auzit, nu că aș trage cu urechea, dar da, eram și în casă, da, nu mai știu. Credeți că doamna Tamara Dinu bănuia că soțul dumneaei este infidel? Păi, dar v-am spus că se înțelegeau foarte bine, nu era nicio infidelitate. Deci nu credeți că avea o vagă bănuială despre asta? Sunt convinsă că n-a. Domnul Dinu participa activ la viața de familie?
Întotdeauna, vorbea întotdeauna cu soția lui seara, mergea la observările lui Anuț, sau ducea la școală, vorbea cu profesor, încerca mereu să implice cât mai mult. Nu înțeles. Apelanții, aveți întrebări? Onorată instanță, îmi permite să adresez întrebarea direct? Da. Doamna Georgiana Caramihai, a păstrat domnul Dumitru Dinu și alte relații de amiciție cu persoanele pe care le-a ajutat de-a lungul vieții? Păi, acum el nu povestea de toate relațiile pe care le-a avea, dar presupun cum ați avut prieteni, că da, era un om destul de simpatic. Doamna, să personal. Vă rog. Având în vedere activitatea dumneavoastră, ați observat lipsa unor articole vestimentare ale domnului Dumitru Dinu din propria locuință? Pot să vă spun sigur că la câte haine avem de spălat în fiecare zi, sigur nu lipsea nimic. Intimatul? Aveți întrebări? Da, președinte. Martora a declarat că venea conform programului de lucru dimineața și pleca pe la ora 5 pe amiază din casa familiei Dinu. O puteți întreba, vă rog, dacă avea cunoștință de ceea ce făcea sau unde se afla domnul Dinu în intervalul orar cuprins între 5 după amiaza și 8 dimineața? Doamnă Caramihai, aveți cunoștință? Procedura spune că trebuie să vă pun eu întrebarea. Aveți cunoștință despre programul pe care îl avea domnul Dumitru Dinu între ora 5 după amiaza și 8 dimineața? Martorul de direct? Vă rog. Vreau să vă întreb cum puteți afirma în condițiile în care dumneavoastră ați spus că programul se termină la ora 5 după amiază. De unde știți cu siguranță ce făcea domnul Dinu seara cu soția lui? Ce vorbeau? Dacă era acasă? Păi povestea anunța în fiecare zi când o luam de la școală ce făcea cu tatăl seara, pus că nu era și el un bărbat de familie ce putea să facă seara dacă nu se fie acasă cu soția lui. Intervenientul accesoriu, aveți întrebări? Doamna președinte, pot să pun eu o întrebare directă martorului? Da. A întârziat vreodată domnul Dinu cu plata salariului? Am mai întârziat de câteva ori, dar nu m-am supărat, că era mereu ca să ajute tot felul de copii săraci, cum și pe copiii mei a ajutat de câteva ori, n-am gândit că merită și alții. Mulțumim. Vă rugăm să vă citiți mărturia și dacă sunteți de acord să semnați. Îl voi ruga pe martorul Michael Maila să intre în sală și să se prezinte în față cu un act de identitate. Domnule Maila, spuneți-mi, vă rog, unde locuiți? Locuiesc pe șosea Pandur, la București. Și ce vârstă aveți? 52 de ani. Ce loc de muncă aveți? Sunt antreprenor. Sunteți rudă sau afin cu una dintre părți? Am fost afin cândva cu doamna Emilia, fiindcă fosta mea soția este, de fapt, sora ei. Vă aflați în serviciul uneia dintre părți? Acum v-am spus că sunt antreprenor. De ce religie sunteți? Sunt catolic. Doriți să depuneți jurământ? Da, pe onoare. Pe onoare. Atunci vă rog frumos, repetați după mine. Mă oblig că voi spune adevărul. Mă oblig că voi spune adevărul. Și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Vă atrag atenția că sunteți obligați să spuneți doar adevărul, iar în cazul în care nu va fi așa, puteți fi acuzat de mărturie mincinoasă. Spuneți-mi de unde îi cunoașteți pe membrii familiei Ionescu. Adineori v-am spus că am fost activ cu această familie. Și de atunci îl cunosc, pentru că am avut o relație destul de apropiată cu familia respectivă. Îl cunoșteați pe domnul Dumitru Dinu? Da, l-am cunoscut pe domnul Dinu, pentru că venea frecvent la domiciul familiei. Am participat cu dumneavoastră la anumite petreceri. De ce a fost domnul Andrei Ionescu trecut inițial pe numele dumneavoastră? Bună întrebare! Da. Inițial mi-a cerut la ziua când a născut Andrei, mi s-a cerut să mă duc să-l înscriu pe registrul pentru naștere și
Doamna Emilia mi-a cerut să înscriu pe X pentru că nu se știa tata, dar eu m-am gândit că neavând copil și fiind atât de apropiată familie respectivă, de ce să nu-i ofer o șansă să aibă un tată? Dar din păcate... Vă rog frumos, liniște. Din păcate, niște pigment n-au putut să-i dau. Am înțeles. Liniște, vă rog. Îl sprijinea material domnul Dumitru Dinu pe Andrei Ionescu? Nu pot să vă spun exact, dar în condiții în care domnul Dinu era găsit mereu la casa doamnei Emilia, presupun că această prezență venea și cu o ajutoare financiară. Aveți cunoștință despre un alt bărbat cu care doamna Emilia Ionescu ar fi avut vreo relație? Nu neapărat. Din cunoștințele mele. Am înțeles. Intimatul, aveți întrebări? Da, am cunoștință. Permiteți să acționez direct întrebarea? Da. Domnule Maina, ați spus că doamna Emilia Ionescu v-a cerut să completați dumneavoastră actele aferente de necesării nașterii lui Andrei. Vreau să clarific un aspect aici. Dumneavoastră, din propria inițiativă, ați decis să treceți numele dumneavoastră în căsuța aferente tatălui, nefiind tatălui lui Andrei Ionescu. O întrebare mai la obiect, doamna avocat, vă rog. Atât? Asta a fost... am înțeles. Intervenientul accesoriu, aveți o întrebare? Da, președinte. Permiteți să amestec direct întrebarea? Da. Domnule Maina, aș dori să mă întreb, care au fost motivele determinante care v-au făcut să-l recunoașteți Andrei Ionescu ca fiul dumneavoastră? Două motive. Primul motiv a fost faptul că știți și voi că, în general, europenii adoptă niște copii africani, am zis că poate inversamente. Vă rog frumos! Și al doilea motiv a fost că îmi placea de acest copil mic și am zis că dacă nu eu la copil, de ce să nu este? Apelanții, aveți întrebări? Onorată instanță, îmi permite să adresez întrebarea direct? Da. Domnule Maier, credeți că urmarea neîndeplinirii obligației dumneavoastră de întreținere, care a luat naștere prin recunoașterea lui Andrei Ionescu, a trezit dorința față de domnul Dinu să îl sprijine pe acesta? Eu n-am ce să recunosc. În primul rând, n-aveam nicio obligație, având în vedere că s-a probat că nu era copilul meu. Doamna președinte, îmi permiteți să adresez o întrebare direct? Da, vă rog. În perioada de spitalizare, când a fost născut domnul Andrei Ionescu, l-ați văzut să vină în vizită pe domnul Dumitru Dinu? În risc să mint, eu cred că a fost după ce am plecat eu să-mi scriu pe copii. Și nu s-au oferit. Doamna avocat, s-a avut în cuvință o singură întrebare. Vai, rog. Domnule avocat, aveți întrebări? Da, domnule Maida. Nu mi-ați cerut permisul. Îmi permite să muncesc câte, îmi permite să adresez întrebările tehnicului? Da, vă rog. Domnule Maida, este adevărat că motivul divorțului dumneavoastră de sora doamnei Emilie Ionescu a fost faptul că sunteți tatăl lui Andrei? Clar că nu este adevărat. Domnule președinte, pot să adresez și o întrebare directă, martorului? Da. Domnule Maida, aveți în prezent vreun copil biologic? Nu. Doamna judecătoare, ați vrea un crețuleț? Vă rog frumos. Liniște în sală, vă rog. Vă mulțumim, domnule Maila. Vă rog frumos să citiți declarația și dacă sunteți de acord să semnați. Liniște, vă rog. Mai sunt alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat? Întrucât nu mai există aceste cazuri, declar etapa cercetării de închisă, în temeiul articolului 244. Vreau să vă întreb dacă doriți ca dezbaterile să aibă loc la acest termen. Pe cale de consecință, declar deschisă etapa dezbaterilor asupra fondului. Apelantul, în temeiul articolului 216 alineatul 4, vă voi limita timpul la 4 minute. Aveți cuvântul pe fond. Mulțumesc.
onorat tribunal, în primul rând solicităm să se constate prescripția dreptului material la acțiune în stabilirea paternității față de domnul Dumitru Dinu, în temeiul articolului 60 codul familiei, și desființarea hotărârii primei instanțe, pe care o considerăm nelegală și netemeinică, întrucât s-a pronunțat și a avut o serie de interpretări și aprecieri în mod eronat și nu s-a pronunțat asupra unor probe esențiale. Iar noi considerăm că legătura de filiație nu poate fi stabilită numai pe baza unor înscrisuri, care, din punctul nostru de vedere, nu au o putere doveditoare atât de mare în speță. De asemenea, trebuie să vedem mai întâi ce înseamnă conviețuirea și întreținerea. Cu privire la etichetele de masă depuse drept probă în primă instanță, pot fi apreciate în același sens și că mesele oferite de către domnul Dumitru Dinu către domnul Andrei Ionescu au fost făcute în semn de apreciere pentru pasiunea pe care o manifesta față de meseria pe care o avea domnul Dinu. În ceea ce privește cărțile poștale depuse la dosar, acestea nu datează până la momentul decesului domnului Dumitru Dinu, astfel nu se poate face dovada unei întrețineri în fapt, întrucât în mod firesc aceasta ar trebui să fie continuă, nu așa cum au pretins intimații reclamanți, că ar fi fost continuă o dovadă certă. În ceea ce privește conviețuirea, este greu de închipuit să concepem cum ar fi putut exista aceasta, din moment ce domnul Dinu ducea o viață de familie împreună cu soția și cu fica sa. Totodată, în momentul în care intervenienta Emilia Ionescu a fost întrebată cu privire la motivul pentru care a crezut de cuviință să pună în capă situații incerte în care se afla fiul său, aceasta a argumentat prin iubirea pe care o purta față de domnul Dinu. Ceea ce ne face să ne punem întrebarea dacă nu cumva această iubire a apărut tocmai după decesul domnului Dinu și astfel primează interesul material. De asemenea, cerem să se constate faptul că obligația legală de întreținere aparține în temeiul articolului 86 codul familiei domnului Michael Manila, care l-a recunoscut, obligație ce nu a fost îndeplinită de către acesta și astfel se poate aprecia că domnul Dinu nu a făcut decât să ajute un copil care nu beneficia de acest drept recunoscut legal. Trebuie să se facă de asemenea dovada certă a unor relații intime și afective ce ar fi avut loc între doamna Emilia Ionescu și domnul Dumitru Dinu, iar presupusul interes pe care l-ar fi manifestat domnul Dumitru Dinu față de domnul Andrei Ionescu, astfel cum au relatat martorii, nu creează certitudinea unei legături de filiație între cei doi. Am să vă rog să încheiați, doamnă. Da, și ce caracterizează bunăvoința și actele de caritate pe care le efectua frecvent în timpul vieții sale. Totodată solicităm să constatați utilitatea și necesitatea rezultatului efectiv de ADN, întrucât procentul de 60% nu arată decât o probabilitate foarte mică să există o legătură de filiație între cei doi și nu se mai poate pune problema că a fost efectuată în condiții inoportune și faptul că partea adversă se opune vehement acestei expertize nu se face decât să ne ferească convingerea că primează un interes material și vă rog să primiți atașa de contul de către colega Lumea cu privire la cheltuielile de judecată în cuantum de 7.000 de lei. Domnule avocat, cum înțeles? Domnule avocat, aveți cuvântul pe fond, 4 minute, vă rog. Onorat tribunal, este timpul să punem capăt acestei fără după aur a reclamantului. În primul rând, vă rog să observați... Mai tare, puțin. În primul rând, vă rog să observați că excepția prescripției a fost în mod greșit soluționată de către prima instanță, care a arătat și respins-o. Nu au fost luat în vedere declarațiile unor martori și date rezultate din interogatoriu, care conduc la concluzia că era imposibil ca domnul Dumitru Dinu să locuiască atât cu familia doamnei Emilia Ionescu, cât și cu familia sa normală. După mai mult, din declarațiile martorului Georgiana Caramihai, reiese că era acesta își petrecea inclusiv noaptea, atât noaptea cât și ziua la domiciliul său. Din declarația martorului Taiana Asum, reiese că nici atunci când avea oportunitatea, respectiv în perioada în care doamna Tamara Dinu a fost plecată din țară, acesta nu și-a părăsit domiciliul și prin urmare se impune admiterea excepției prescripției. Totodată, trebuie observat că concluziile de expertize ADN ne arată că... Am să vă rog să încheiați. Ne arată că există o legătură doar în proporție de 60%. Astfel se naște întrebarea, cine se poate adresa unei alte persoane cu apelativul tată, când e doar 60% sigur de asta? În fine, trebuie să observați că domnul Dumitru Dinu era o persoană care ajuta foarte mult copiii nevoiași, făcea donații substanțiale, chiar dacă intervenientul accesoriu vrea să arate că
aceste donații substanțiale erau făcute doar domnului Andrei Ionescu. Acest lucru nu este adevărat, întrucât s-a dovedit și în prima instanță că a contribuit la reconstruirea liceului Spirul Haret. Mulțumim frumos! Scuze, vă rog să... Cheltuieli de judecată? Da. Intimatul, aveți cuvântul. 4 minute, vă rog. Onorată instanță, vă rog să-mi spuneți respingerea apelului și păstrarea hotărârii de prima instanță ca fiind legală și temeinică. În legătură cu problema prescripției, din ansamblul probelor aduse atât în prima instanță cât în fapt și în fața prezentului complet, s-a făcut pe deplin dovada îndeplinirii celor două condiții ale articolului 60 aliniatul 3 din Codul Familiei. Deși textul de lege menționat impune două condiții alternative, în cauză s-a făcut dovada îndeplinirilor în mod cumulativ. Astfel, conviețuirea a fost probată prin faptul că domnul Dinu petrecea noaptea în casa familiei Ionescu, loc în care își lăsa și o parte din lucrurile personale, că aceștia petreceau sărbătorile și evenimentele importante din viața acestora împreună, și cel mai important de faptul că acesta răspundea pe telefonul fix al familiei Ionescu atunci când era sunat de către doamna directoare. În legătură cu întreținerea, s-a făcut dovada faptului că aceasta a fost substanțială, voluntară și a avut un caracter de continuitate. Acest lucru a fost dovedit prin excursiile pe care le făceau și cel mai important mi se pare că contractul de întreprindere semnat de către domnul Dinu nu poate fi calificat drept un simplu act de caritate făcut în beneficiul unor persoane, așa cum făcea domnul Dinu. Ori cine face acte de caritate construind în casă? În legătură cu fondul litigiului, doamna președinte, aceleași probe dovedesc, întăresc hotărârea primei instanțe și anume că aceasta este legală. Am să vă rog să încheiați. Foarte rapid vă spun, în legătură cu telegramele prin care domnul Dinu s-a adresat cu apelativul băiatul meu scump și drag, se dovedește o recunoaștere explicită a calității de părinte a acestuia. În legătură cu raportul de expertiză, din articolul de specialitate pe care l-am depus la dosar, rezultă că doar un procent de sub 20% exclude total legătura de filiație, pe când un procent de 60% impune refacerea raportului de expertiză cu o altă rudă. Ori având în vedere că singura rudă pe care puteam face acest raport de expertiză a refuzat, invocând o pretinsă fobie de ace, deci trage concluzia că acestea este mai degrabă frică de rezultatul expertizei decât de ace. Am înțeles, domnule avocat. Cu cheltuieli de judecată onorată instanță, în cuantum de 4.000 de lei, vă depunem de contul. Onorată instanță, dacă vă mulțumesc și de cont. Intervenientul accesoriu, aveți cuvântul pe fond, 2 minute, vă rog. Doamnă președinte, solicit de asemenea respingerea apelului, menținerea subiectului atacate și respingerea excepției prescripției dreptul la acțiune. Mă rezum la a sublinia câteva aspecte esențiale. Aceste două cauze de amânare, conform articolului 60 alineatul 3 din Codul Familiei, coroborate singur cu articolul 47 din Legea de punere în aplicare a noului cod civil, reflectă existența, chiar cumulativă, atât a conviețuirii cât și a întreținerii. Menționez faptul că această conviețuire a presupus legături statornice și cu caracter de continuitate și că întreținerea a fost una materială, morală, benevolă, substanțială și continuă de sigur. Menționez de asemenea că această perioadă nu trebuie asimilată unei lipse de diligență, ci mai curând un impediment de ordin moral și subiectiv. De asemenea, cu privire la probele care au fost administrate atât în primă instanță cât și în apel, considerăm că fac dovada faptului că domnul Dumitru Dinu a fost tatăl lui Andrei Ionescu, faptul că relația dintre domnul Dumitru Dinu și Andrei Ionescu a fost una tipică celei dintre un tată și un fiu, și de asemenea că singurul motiv pentru care domnul Dumitru Dinu nu l-a recunoscut pe Andrei Ionescu a fost, desigur, intenția acestuia de a-și proteja familia oficială și, desigur, contextul social. Mulțumesc și eu. Cheltuieli de judecată? Da. Onorată instanță, vă rog să-mi acordați cuvântul în replică. Foarte scurt, doamnă. Un minut. În ciuda celor afirmate de către intimații reclamanți, conviețuirea domnului Dumitru Dinu cu doamna Emilia Ionescu a fost combătută prin proba cu martor propusă de către noi, anume Georgiana Caramihai, în calitate de martor, menajera familiei, care a putut să vadă relația dintre domnul Dumitru Dinu și doamna Tamara Dinu. Cu privire la întreținere, așa cum s-a reținut încă din primă instanță, domnul Dumitru Dinu avea un spirit mărinimos, astfel încât nu a prestat întreținere, pentru că întreținerea era în obligația domnului Maica Maida.
actele pe care domnul Dumitru Dinu le-a făcut pentru Andrei Ionescu au fost simple acte de caritate. Cu privire la studiul atașat la dosarul cauzei, considerăm că acesta nu poate fi concludent, după cum bine știm, pe internet oricine își exprimă opinia. Și având în vedere faptul că în primă instanță au cerut expertiza ADN prin exhumare de cadavru, aș dori să le adresez întrebarea ce copil și-ar măcelărit amintirea propriului tată. Am înțeles. Foarte scurt, un minut, vă rog. Ok. Onorat tribunal, numeroasele înscrisuri utilizate în favoarea clientului nostru, respectiv telegrame, cărți poștale, fotografii, scrisori, au fost caracterizate de partea adversă ca fiind, citesc, câteva mesaje cu caracter sporadic scrise de un autor necunoscut. Ținem să subliniem faptul că aceste înscrisuri, confirmate de altfel de prima instanță ca fiind, ca aparținând, ca venind de la domnul Dinu, au fost culese pe parcursul la 17 ani, din momentul nașterii lui Andrei și până la momentul morții domnului Dinu. Cum se poate susține că un asemenea probatoriu nu indică cel puțin o relație foarte strânsă între cei doi? În plus de asta, partea adversă se bazează în susținerile lor pe ce probe? Pe expertiză cu rezultat incert și două declarații de martor în care se contrazic? Din scurtul probatoriu al apelantelor, nu reiese faptul, din scurtul probatoriu al apelantelor, nu iese decât faptul că domnul Dinu își iubea familia oficială și petrecea timp cu acestea. Însă, acest fapt nu exclude viața paralelă pe care o ducea domnul Dinu. Nu demonstrează faptul că domnul Dinu nu petrecea fiecare aniversare a lui Andrei și fiecare eveniment important în casa familiei Ionescu, dar mai ales nu demonstrează faptul că nu există o legătură paternă între domnul Dinu și băiatul său cel mai drag și scump. Mulțumim frumos! Instanța se consideră lămurită și, pe cale de consecință, declară închisă etapa dezbaterilor. Urmează cu precădere să se rezolve incidentul procedural, instanța rămâne în pronunțare. Vă rog să vă ridicați, iese instanța. Se află soluționarea cererii de recuzare formulată în dosarul numărul 13.583/3/2017. În numele legii, tribunalul dispune respingerea cererii de recuzare formulată împotriva doamnei judecător Ruxandra Ene cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțarea hotărârii în prezenta cauză. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel. Dosarul numărul 13.583/3/2017 privind stabilirea paternității. În numele legii, tribunalul decide. Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantele părâte Ana Maria Dinu și Tamara Dinu împotriva intimatului reclamant Andrei Ionescu, obligă apelantele părâte Ana Maria Dinu și Tamara Dinu la plata cheltuielor de judecată către intimatul reclamant Andrei Ionescu în valoare de 4.000 de lei, pronunțată în ședință publică astăzi, 19 aprilie 2017, definitivă.